Bună, dragii mei, și bine ați revenit aici pe canalul Creitoria fără formule. Eu sunt gazda voastră, Lorelai Țârlea, și astăzi, împreună cu frumoasa mea asistentă, o să vă arăt cum luăm măsurile și cum realizăm o rochie festivă foarte simplă, dar foarte de efect. Ca material voi folosi 2 metri de stofă Jessica sau Barbie. Este o stofă de grosime medie, nu este transparentă, nu necesită căptușeală, este foarte puțin elastică, cât să dea un plus de confort și, desigur, pentru măsurători voi folosi centimetrul de croitorie. Și acum am să vă arăt ce măsurători voi face. Voi măsura întâi lungimea rochiei. Am zis că o facem de un metru. Bun. Deci, lungimea rochiei. Nu. La noi va fi un metru. Ce mai vreau să măsor? Circumferințele, bust, talie, șold, pentru că va fi o rochie. Luăm toate aceste trei circumferințe. Deci, o să măsurăm așa, bustul și ne notăm. Sub bustul, desigur. Da. Talia. Talia se măsoară aici unde se pune mâna în șold, acolo este talia anatomic corectă, da? Și șoldul, care se măsoară, așa cum am spus, peste volumul maxim al trupului, peste partea de fesă în spate. Ca să știu unde voi face rochia, va avea două pense de bust și abdomen, deci vor fi două pense lungi. Ca să știu cât de distanțate le fac și de unde pornesc în raport cu umărul, voi mai măsura de la umăr până în apex și îmi notez dimensiunea și mai trebuie să măsor distanța inter-apex și o notez. Rochia va fi un model aproape zero waste. Așa cum vă spuneam, foarte ușor de cusut, e un proiect care poate să fie potrivit și începătorilor. Practic, ce am să fac? Am aici materialul așezat în patru. Deci este așezat în patru. Și vreau să realizez în față. Rochia va avea un decolteu ascuțit. Aici este îndoitura materialului. O să te rog să ridici mâna stângă în sus. Practic, voi sculpta rochia aceasta pe trup, în partea de aici. Vom figura pensele care sunt necesare, iar toată partea de aici se va așeza sub forma unei mâneci supradimensionate care să dea elementul wow acestei rochii. Haideți să vedem împreună cum procedăm. Așa cum am promis, rochia este extrem de simplă, practic. O să o rog pe asistenta mea să vă arate. Tot ce am făcut este ca în mijloc să decupez această piesă în zona de decolteu și apoi am prins cu acele, ia să venim puțin mai aproape să se vadă. Deci am fixat în bolduri, aici și aici, am fixat-o, am conturat silueta. În pasul următor, ce am să fac? Am să îmi conturez pensele de bust și abdomen și la spate, la fel, am să conturez pensele aici, ca să elimin acest surplus de material. Pentru ca rochia să poată fi îmbrăcată, aici, în această cusătură, am să montez un fermoar ascuns, de care va ști doar purtătoarea. Rochia va fi, la final, așa, o rochie caftan. O să te rog să demonstrez puțin. Vedeți, este foarte fluidă, materialul se mișcă cu trupul și este extrem de avantajoasă pentru cam toate tipurile de siluetă, după cum vedeți. Revin după ce am cusut și pensele să vă arăt la final. Așadar, dragii mei, am
cusut această rochie, o vedeți. Practic, sunt două cusături făcute așa, care conturează silueta. Nu le-am filmat pentru că sunt cusături simple, drepte. Apoi, am subliniat silueta. Vino puțin mai aproape, ca să se vadă. Am subliniat silueta cu două pense. Pense de bust și abdomen, care sunt așa, în zona aceasta, și la spate, o să te rog să te întorci. La fel, două pense care subliniază frumos silueta. Mai ridică brațele. Iată, dragii mei, asta este cea mai simplă rochie pe care o puteți face foarte ușor, chiar dacă sunteți începători. Se mișcă extraordinar și este foarte fluidă. Este pe siluetă și totodată nu este foarte pe siluetă, în funcție de cum... cât de strâns faceți cusăturile, cât de atent urmăriți linia taliei și a siluetei. Așa că, dragii mei, iată, asta poate să fie un proiect simplu de rochie de eveniment festiv, potrivită pentru un începător. Vă sunt necesar doar 2 metri de material dacă vreți să o faceți lungă de 1 metru. Practic, aveți nevoie de 2 lungimi de rochie. Dacă vreți să o faceți de 1 metru jumate, atunci vă trebuie de 2 ori 1,5 metri, în total 3 metri. Voi decideți cât de lungă sau de scurtă. Și precum vedeți, efectul este wow! Așa că, dragii mei, îi mulțumesc încă o dată frumoasei mele asistente. Asta a fost pentru astăzi. Știți că pe mine mă găsiți aici în fiecare joi și duminică. Încarc videoclipuri pe teme de modă și croitorie. Discutăm relaxat, așa cum am promis în titlu, fără formule complicate. Dragii mei, vă aștept cu drag și data viitoare. Până atunci, dați like, share și subscribe și mult spor la cusut! La revedere!